Este important, este important să fii puternic, dar nu-ți garantează că vei da și golul. Grubaci, mare șansă, Vorobiovas, gol! 1-1, egalează Chindia. Prin Motez, dar Vorobiovas, profitând și greșeala lui Micle, care ia mingea printre picioare. Cred că balul a fost deviat. Înscrie Vorobiovas. Chindia reușește să restabilească egalitatea. Așa se întâmplă atunci când nu profiți să te desprinzi. Da, nu știu dacă a atins sau nu Dobroslavlevici mingea, dar în orice caz faptul că a încercat să intre pe planul de care l-a făcut pe Micle să vadă mingea târziu, n-a mai avut suficient reacție pentru a bloca. Golul marcat de Vorobiovas, aflat la prima reușită de când a venit de la UTA. Pentru Arădeni, în campionatul trecut a marcat de 3 ori o dublă cu Gaz Metan și a adus, mă rog, asta nu are mare importanță pentru că mediașul era ca și desfințat, echipă de copii, dar golul său a fost decisiv într-o întâlnire cu Mioveniul, 1-0 pentru UTA.